În continuare, vă invit să urmărim un articol din publicația Strigătul de la miezul nopții, numărul 2 pe anul 2009, intitulat Criza mondială și giganții economici. Trei tipuri de crize mondiale obligă națiunile la unitate: dezastrele ecologice, terorismul internațional și recesiunea economică. Se pare că noua ordine mondială este determinată tocmai de schimbări climaterice dramatice, atacuri teroriste și falimente ale celor mai mari concerne economice. Cea mai recentă criză care ne-a lovit este criza financiară din întreaga lume. Este un articol semnat de Norbert Lead, așa cum spuneam, în publicația Strigătul de la miezul nopții. Chiar dacă în textul din Iacov, capitolul 5, oamenii bogați sunt acuzați pentru modul lor de viață, permiteți-mi să afirm cu toată încrederea că bogăția în sine nu este interzisă de Domnul. Să ne amintim în acest sens de bogățiile pe care le-au avut patriarhii și împărații vechi testamentari. Potrivit calculelor noastre, împăratul David deținea mult mai mult decât cele 3400 de tone de aur și 34.000 de tone de argint pe care le-a pus la dispoziție cu toată inima pentru construirea templului. Vezi 1 Cronici, capitolul 22. Câtă bogăție a avut atunci în vistieria împărătească? Chiar și unii creștini din Noul Testament, cum a fost cazul lui Filimon, au fost înstăriți. Sfânta Scriptură nu interzice bunăstarea, însă avertizează în legătură cu pericolele care sunt legate de aceasta, în special în ideea legării inimii de ele, și acuză folosirea bogățiilor împotriva voiei lui Dumnezeu. Un semn al zilelor din urmă. Iacov, în capitolul 5, spune: "V-ați strâns comori în zilele din urmă." Cuvântul profetic al lui Dumnezeu plasează societatea obsedată de câștigul financiar în contextul zilelor din urmă. În acea vreme, sectorul economic va juca un rol decisiv și va prima tuturor celorlalte domenii. Părerea mea este că Iacov nu a vorbit în acest text despre averea unor astfel de indivizi, deoarece întotdeauna au existat oameni care au avut mai mulți bani decât alții. Mai degrabă observăm aici o lume care s-a îmbogățit, națiuni cu o economie prosperă, exact realitatea zilei de astăzi. Astfel a descris apostolul Iacov lumea financiară a zilelor din urmă. În cele ce urmează vom prezenta câteva exemple în sprijinul acestui adevăr. Ceasul de pe urmă. În 1 Ioan, capitolul 2, este scris: "Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac." Copilașilor, este ceasul cel de pe urmă. Și după cum ați auzit că are să vină anticrist, să știți că acum s-au ridicat mulți anticriști. Prin aceasta cunoaștem că este ceasul de pe urmă. Timpul nostru este caracterizat de putere, opulență și bani. În comentariul său biblic, Heinz Schumacher a redat astfel pasajul despre lăudăroșenia vieții: "Lauda cu ceea ce ești în viața pământească, cu ce ai și cu ce poți." Într-un alt comentariu biblic, acest termen este explicat prin trufia nivelului ridicat de trai, lăudăroșenia averii, fălirea cu banii, luxul pământesc. Nu este lipsit de importanță nici faptul că Ioan vorbește despre pieirea viitoare a lumii financiare în contextul venirii lui Anticrist, în ceasul de pe urmă. Și în Apocalipsa, apostolul Ioan a făcut referire în mod repetat la acest ceas, menționând în același timp o unificare anticristică mondială, urmată de decăderea unui Babilon economic. Vezi Apocalipsa, capitolul 18. Ieroboam. Istoria lui Ieroboam este descrisă începând cu capitolul 11 al cărții 1 Împărați. El a condus poporul evreu pe căi greșite, motiv pentru care a fost considerat unul dintre cei mai răi împărați ai Israelului, fiind astfel un prototip al lui Anticrist. Israelul din vremea lui simbolizează un popor care, la sfârșitul zilelor, se va lăsa condus din nou pe căi greșite. Ieroboam a organizat o revoltă, a dezbinat împărăția și a atras 10 din cele 12 seminții de partea lui.
după ce s-a proclamat împărat peste întregul Israel, a ridicat la Betel și la Dan câte un vițel de aur, ca replică idolatră la slujbele de la templul din Ierusalim. Ieroboam a instaurat o preoție falsă și a schimbat sărbătoarea corturilor. În 2 Împărați, capitolul 17, scrie: Israel se dezlipise de casa lui David și îl făcuse împărat pe Ieroboam, fiul lui Nebat, care îi abătuse de la Domnul și îl făcuse pe Israel să săvârșească un mare păcat. Faptele împăratului Ieroboam au fost atât de grave încât mai târziu, în Sfânta Scriptură, se vorbește în mod repetat despre păcatul lui Ieroboam. La intrarea sa pe scena politică a Israelului găsim scris despre el: Ieroboam era tare și viteaz și Solomon, văzându-l pe tânărul acesta la lucru, i-a dat privegherea peste toți oamenii de corvoadă din casa lui Iosif. 1 Împărați, capitolul 11. Peste Israel și peste lumea întreagă se va ridica un ultim Ieroboam, care la început se va dovedi capabil să rezolve problemele economice ale omenirii. Urmăriți un articol despre criza mondială și giganții economici publicat în Strigătul de la miezul nopții, numărul 2 din 2009 și semnat de Norbert Leith. Continuăm. Mânia lui Dumnezeu din cauza banilor. În Coloseni, capitolul 3, scrie: Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Această mânie a lui Dumnezeu nu se referă la judecata din ziua de apoi, ci la necazul cel mare prezentat în cartea Apocalipsa. Acesta urmează să vină și, potrivit viziunii profetului Isaia, va fi strâns legat de Babilonul din zilele de pe urmă. În cartea Apocalipsa se vorbește în repetate rânduri despre o închinare la idoli de care oamenii nu se vor căi. În ziua de astăzi, oamenii nu mai sunt ispitiți să se închine înaintea unor idoli de piatră sau lemn, astfel că această acțiune trebuie interpretată în mod alegoric. Dacă ne gândim că epistola către Coloseni numește lăcomia închinare la idoli și subliniază că, din cauza aceasta, mânia lui Dumnezeu va veni peste omenirea neascultătoare, atunci știm că prin închinare la idoli se face referire la dansul în jurul vițelului de aur, lumea economică din zilele de pe urmă. Într-o traducere alternativă, textul din Coloseni, capitolul 3, este redat astfel: Separați-vă decisiv de toate dorințele egoiste care sunt caracteristice lumii acesteia. Separați-vă de depravare și de imoralitate, de patimi și de vicii, dar și de lăcomia care consideră că posesiunile sunt cele mai importante lucruri în viață și care face din acestea Dumnezeul ei. Înțelegem astfel că zilele din urmă vor fi caracterizate de cheltuirea unor sume uriașe de bani pentru a demonstra o opulență ieșită din comun. Actualitatea afirmațiilor profetice. Iacov, capitolul 5. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră. Ca focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă, ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. L-ați osândit, l-ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. În timp ce împlinirea deplină a versetului 6 va avea loc în timpul necazului celui mare, experimentăm încă în ziua de astăzi împlinirea anticipată a lucrurilor descrise în versetele 3 și 5. Foarte probabil, dacă ne gândim doar la dezvoltarea incredibilă din Dubai, regiunea Babilonului antic, va fi și locația noului Babilon. Întreaga lume poate vedea în acest punct cât de actuală este Sfânta Scriptură. Ajunge în acest sens să cercetăm ultimele informații de pe internet sau din cotidienele importante la nivel mondial. Începând cu anii 90, societatea noastră a fost condusă de oligarhi.
Termenul oligarhie provine din limba greacă și a fost explicat în vremea lui Platon ca desemnând puterea anarhică a celor bogați care sunt preocupați numai de urmarea propriilor interese. Aceasta înseamnă, la fel ca aristocrația, puterea în mâna unei clase restrânse, exclusiviste. Totuși, aristocrația, spre deosebire de oligarhie, este considerată a fi o putere îndreptată spre binele public. În Rusia, după căderea comunismului, acest termen a devenit cât se poate de actual. În această categorie intră astfel oameni de afaceri care sunt acuzați că în vremurile haotice de după destrămarea Uniunii Sovietice au pus mâna prin mijloace ilicite pe bogății incomensurabile. În cele ce urmează aș dori să reproduc un fragment dintr-un comentariu pe care l-am citit recent referitor la acest subiect, spune Norbert Lit în acest articol. În doar 10 ani, anumiți oameni de afaceri din Rusia au devenit deosebit de puternici din punct de vedere financiar și extrem de influenți din punct de vedere politic. Ei au profitat fără scrupule de perioada de tranziție de la sistemul comunist la un sistem capitalist nou înființat pentru a achiziționa uzine întregi sau suprafețe foarte mari de pământ la prețuri de nimic. Ca ironie a sorții, tocmai acei oameni care în timpul comunismului răspândeau ideologia instituționalizării tuturor proprietăților private au fost cei care au îmbrățișat cel mai repede capitalismul, însușindu-și, în numele așa zisei democratizări, fostele concerne care aparțineau de fapt statului. Cei care s-au mișcat mai repede au câștigat milioane de dolari, fără mari riscuri, lucrând doar cu banii statului. Elita oligarhilor din prima jumătate a anilor 90 a fost reprezentată de banchieri. Chiar dacă la început toți cetățenii au primit mici procente din acțiunile marilor întreprinderi, acestea au fost cumpărate pe bani puțini de cei care aveau acces la banii statului. Criza economică și inflația galopantă din țară au permis aceste tranzacții, de pe urma cărora a profitat din plin doar un grup select de oameni. Iacov, capitolul 5, spune: v-ați strâns comori în zilele din urmă. Folosirea nedreaptă a banilor și a puterii. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile domnului oștirilor, spune Iacov în capitolul 5. Venitul mediu al unui cetățean al statului Dubai, de exemplu, se ridică la 2400 de euro pe lună, în timp ce venitul unui muncitor străin care lucrează la 40 de grade la umbră, 15 ore pe zi, se ridică la doar 100 de euro. Aceasta este sclavia zilelor noastre. Oligarhia, puterea anarhică a celor bogați, are în vedere doar propriul interes și nu ia în calcul binele public. După ce au obținut profituri de milioane de dolari, marile concerne bancare mondiale lasă acum mii de angajați fără locuri de muncă. La sfârșitul lunii noiembrie a anului 2008, Uniunea Europeană a decis o reducere drastică a subvențiilor agricole pentru fermierii europeni, astfel că aceștia pierd o importantă sursă de finanțare, fără de care activitatea lor este pusă în real pericol. Profeția prăbușirii economiei. Iacov spune: ascultați acum voi, bogaților, plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorocirilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Argintul și aurul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră. Ca focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Prăbușirea financiară bruscă este un semn al zilei Domnului care va veni peste lume ca un hoț în noapte. În contextul în care toată lumea era optimistă, brusc a venit falimentul bancar, criza financiară în care ne zbatem acum. Nenorocirea s-a abătut dintr-o dată peste lumea noastră plină de bogăție. Marile ramuri ale industriei sunt la pământ, iar băncile nu mai pot onora cererea de lichidități din partea clienților lor. Recesiunea și colapsul financiar au devenit dintr-o dată subiectul fricii celor mai bogate state. Milioane de oameni și-au pierdut în decurs de câteva zile toată averea.
Economia globală și întreg sistemul financiar se clatină periculos. Toate acestea sunt însă abia începutul, deoarece judecata divină propriu-zisă din timpul necazului celui mare abia urmează să vină. Venirea Domnului este aproape, continuă autorul acestui articol, Norbert Lead, din publicația Strigătul de la miezul nopții, numărul 2 pe 2009. Revenirea Domnului, care urmează să aibă loc în scurt timp, este amintită de trei ori în legătură directă cu crizele economice din întreaga lume. Fiți dar îndelung răbdători, fraților, până la venirea Domnului. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. După ce suntem avertizați în două rânduri că revenirea Domnului este aproape, aflăm că judecătorul este chiar la ușă. Iisus vine pentru a-i răpi pe ai săi, iar după aceea își va exercita atribuțiile de judecător. Evenimentele din timpul necazului celui mare nu vor fi altceva decât judecățile acestui judecător suprem. Lumea este tot mai îndărătnică în ceea ce îl privește pe Dumnezeu și unsul său. Citiți Psalmul 2. Lumea nu vrea să audă de Hristos, astfel că respinge și ea în derâdere creștinismul. Aceasta este atitudinea care caracterizează omenirea în zilele din urmă. Dumnezeu însă îi va lua pe creștini din mijlocul oamenilor. Răpirea va îndepărta din lume creștinismul adevărat, astfel că anticreștinismul își va face cu ușurință loc. Vezi 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Dumnezeu le va da oamenilor ceea ce vor cere, și anume pe Saul în locul lui Samuel, pe Baraba în locul lui Iisus, pe Anticrist în locul lui Hristos. Venirea Domnului este aproape, iar judecătorul stă chiar la ușă. Dezastrele ecologice, terorismul internațional și recesiunea economică la scară globală împing lumea noastră către unitate și în direcția înființării unui guvern mondial final profețit de Biblie. Într-o ediție a revistei germane Factum găsim scris: semnele vremii ne atrag atenția că trăim în ultima etapă a istoriei omenirii. Cele șase judecăți ale peceților prezintă transformări politice, sociale, economice și militare care se potrivesc foarte bine cu evenimentele actuale. În Apocalipsa, capitolul 12, citim că se va ajunge la o unitate mondială, în fruntea căreia se va afla un gigant anticristic ce își va primi puterea și scaunul de domnie direct de la Satan. Mai departe este scris: cele 10 coarne pe care le-ai văzut sunt 10 împărați care n-au primit încă împărăția, ci vor primi putere împărătească timp de un ceas împreună cu fiara. Toți au același gând și îi dau fiarei puterea și stăpânirea lor. Apocalipsa, capitolul 17. În același context, președintele german Horst Köhler a declarat că ar fi mai bine ca guvernele să aleagă câțiva înțelepți care să hotărască un set clar de reguli pentru lumea globalizată. Kofi Annan, fostul secretar general al Națiunilor Unite, a subliniat la rândul lui că actuala criză financiară poate fi soluționată doar printr-o colaborare la nivel global. Putem observa că în ultima vreme totul se raportează la nivel global. Conferințe mondiale la nivel înalt, sistem financiar global, ordine economică modernă, poliție fiscală internațională, Ministerul Economiei Mondiale, etc. Este clar că lucrurile descrise în ultima carte a Bibliei, Apocalipsa, se vor împlini dintr-o dată și foarte curând. Evenimentele din ziua de astăzi netezesc calea în acest sens. Trebuie să se creeze o platformă pentru instaurarea împărăției anticristice viitoare și pentru liderii ei.
trebuie să se ajungă la o unitate mondială autentică, iar acest lucru se va realiza printr-un procedeu de amăgire a maselor, astfel încât lumea să fie cuprinsă de un nou avânt. Recesiunea economică din anii 30 din Germania a pecetluit sfârșitul democrației parlamentare în această țară, moment în care la putere a ajuns Adolf Hitler. Prin minciună, amăgire și înșelare și sub pretextul unui nou început economic, s-a galopat spre catastrofa dictaturii care a provocat cel de-al doilea război mondial, persecutarea evreilor și soluția finală din partea celui de-al treilea Reich. Crizele actuale par să servească la pregătirea evenimentelor descrise de cartea Apocalipsa. Ele cer o nouă ordine mondială, grăbesc globalizarea și acutizează nevoia după o personalitate conducătoare puternică. Câteva exemple din mass media. Romano Prodi a declarat: nu avem o alternativă mai bună la formarea Statelor Unite ale Europei. Publicația Die Zeit a deplâns într-un articol faptul că nu se întrevede la orizont niciun conducător global potrivit și este de părere că doar Barack Obama ar putea fi președintele mondial ideal pentru secolul al XXI-lea. Într-un talk show difuzat de un post de televiziune din Elveția, invitații speciali au dezbătut îndelung pe tema Barack Obama, eliberatorul. În întreaga lume, presa a prezentat reportaje euforice despre acest om numit tot mai des Mesia. La poarta Brandenburg din Berlin, 200.000 de oameni l-au aclamat, chiar dacă cei mai mulți nici nu cunoșteau programul său electoral. Un președinte care se declara creștin, George W. Bush, a fost prezentat ca un om periculos, fiind batjocorit și hulit de aceleași mase de oameni care se entuziasmează acum pentru un om pe care nu îl cunosc aproape deloc. Toate acestea reprezintă ilustrații potrivite pentru felul în care va arăta viitorul omenirii. Omul ca individ este inteligent, masele însă pot fi manipulate oricând. Istoria dovedește cele susținute mai înainte, iar evenimentele actuale trag un semnal de alarmă serios. Richard Cooper, fostul ministru american al economiei, a declarat în anul 1984: pentru secolul următor propun crearea unei valute comune pentru toate democrațiile industriale, cu o politică monetară unitară și o bancă comună de emitere, pentru stabilirea strategiei monetare mondiale. Statele independente pot implementa această strategie cedând controlul asupra politicilor monetare unei corporații suprastatale. Auziți ce a spus? În acest context, afirmația președintelui francez Nicolas Sarkozy nu este deloc surprinzătoare. Ani de-a rândul am încercat să realizăm ceva, spune Sarkozy. Criza aceasta ne oferă o oportunitate de care trebuie să profităm. Avem nevoie de o economie de piață funcțională, însă un asemenea lucru nu se poate realiza decât prin stabilirea unor reguli clare, universal valabile. Avem nevoie de un răspuns global la actuala criză globală. Cotidianul brazilian Veia a deplâns absența unui lider politic potrivit pentru întreaga lume. Observăm astfel cum crizele economice pregătesc lumea pentru liderul mondial, care urmează să vină. Judecătorul stă la ușă, iar omul se va prezenta într-o zi în fața acestuia. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă, spune apostolul Iacov în capitolul 5. Fiecare om va fi judecat după faptele săvârșite, deoarece Dumnezeu nu uită nimic.
toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. 2 Corinteni, capitolul 5. Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată, iar ale altora vin pe urmă. 1 Timotei, capitolul 5. Vis-a-vis de sediul misiunii Strigătul de la Miezul Nopții din Dubendorf, Elveția, se găsește un hotel foarte frumos, care se numește Zonental, Valea Soarelui. Recent acesta a fost renovat atât în exterior cât și în interior, fiind extins pentru a putea găzdui și mai mulți oaspeți. Nu doar decorurile sunt primitoare, ci și serviciile se bucură de un bun renume. De asemenea, acolo se află un centru de fitness și un restaurant excelent. Toate aceste facilități au contribuit din plin la crearea unei imagini foarte bune acestui hotel. Nu cu mult timp în urmă, în parcarea hotelului a avut loc o alunecare de teren. Groapa care s-a creat a fost atât de mare încât un întreg camion ar fi încăput în ea. Cauza acestui incident a fost o hazna, o groapă de gunoi, de-a cărei existență nu știa nimeni, deoarece nu fusese trecută în raportul topografic al zonei. Groapa era acoperită de un strat de pământ gros de 2 metri, ea având în total o cavernă, o adâncime de 6 metri. Când a fost scoasă din funcțiune, ea nu a mai fost curățată, ci doar astupată cu acel strat de pământ. Din cauza faptului că deșeurile sunt puternic corozive, în decursul anilor ele au rost placa de beton, fapt ce a dus la prăbușirea acesteia. Din groapa descoperită au fost extrase toate deșeurile, acestea fiind transportate apoi cu două cisterne mari la o groapă ecologică de gunoi. Terenul eliberat a fost apoi umplut la loc cu pământ și moloz pentru a se evita alte incidente. Autoritățile vor încerca să descopere cine a fost responsabil pentru această neglijență, ce ar fi putut avea consecințe dezastruoase. Nu este exclus ca aceste deșeuri să se fi scurs în pânza freatică. Acesta este doar un exemplu din care avem multe de învățat. Poate că în exterior apărem ca o Zonental, Valea Soarelui, iar în interior avem ascunsă o groapă de gunoi sau o hazna. Oricât de frumos am poza în exterior, dacă în interiorul nostru se află o groapă a păcatului, care nu a fost încă epurată, ne putem aștepta la catastrofe în viitorul mai mult sau mai puțin îndepărtat. Interiorul nostru corupt are un efect coroziv asupra vieții de credință și poate provoca mari pagube spirituale. Ca să evităm aceste pagube spirituale pentru viața noastră, trebuie să ne lăsăm curățiți la momentul potrivit de Domnul Iisus Hristos. Doar așa putem avea parte de darurile sale și putem experimenta acest adevăr biblic. În 1 Ioan, capitolul 1, scrie: Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Și atunci putem să stăm fără teamă înaintea viitorului. Ați urmărit lectura articolului din Criza mondială și giganții economici din publicația Strigătul de la miezul nopții, numărul 2 pe 2009, un articol semnat de Norbert Leith.